mă, și ce viețări n-ai cam. Gata, patroană, ce faci aici? Să fac curat, mamă. Să las curat, că pierd. Aha, preci astăzi la Strehaia? Da. Foarte bine, patroană. La Strehaia, astăzi. Și vreau să-ți fac curat aici. Da. Da, n-am ce-mi trebuie. Uite, am șers cu spirit, am șers cu ăsta, cu toate. Bă, da, da. Curată, ișa. Ar trebui să te-o întind masa aia. Las-o așa. Dar ce, ai spălat-o? Păi vezi, vezi cum faci. Ce? Păi vezi cum faci. De ce să faci? Uite și pe partea asta. Păi da, mamă, dar eu nu pot să mă abțin de tot așa. Păi atunci, cum o faci? Cald aici, așa dai drumul și am mă la cam pot. Obosit. Obosit, să iau și mult locul ăla, să dau acolo, unde pun masă. Trebuie să muncesc ca să se vede. Păi dacă după aia îmi spun fanii mie că eu te-am pus la muncă. Hai? Îmi zic fanii mie că eu te-am pus la muncă. Cine? Fanii. Nu fanii, știe fanii că eu muncesc. Ce, nu știe fanii că muncesc? Știe fanii că m-am muncit la viața mea. Că nu fac talent. Unde sunt gândaci patroane? Am cu soluție. Nu e matura. Aștia ce sunt aici? E. Tocător? Nu e matura. Mi-ai distrus apartamentul. Da. De ce ai făcut așa ceva? Ai ridicat apartamentul cu curul în jos, sus. Dar nu trebuie, mamă, să facem curat. Așa. Să lăsăm așa cu pat, voi da numai mie blocul. Ca acum dă ei acasă. Uite, mie blocul. Aici așa nu trebuie măturat. Ieși. Pe patru ani iar îmi pui fanii în cap acum, ai? Că te-am pus pe tine la muncă. Dar ce pe cine să pui? Dacă n-ai nici o jagat de aici,
Legonit. Păi lasă, dar de ce nu vorbești să vină Dan aici? Legonit, unde să vină Dan, mamă, care e plinit? Aia nu stă fără când, fără pisul. Lasă că stă. Cum stă? Stă patru ani. Nu. Nu stă fără când, fără pisul. Angajăm un, pe cineva la animale. Dar ce trebuie să mai țină animale? Păi să le crească. Lasă animalele să le ducă la grădina zoologică. Unde să le ducă? La grădina zoologică. E grădina zoologică pentru câini, pentru pisici. Să le duc acolo? Păi da, dacă vrea să stă cu tine. Păi vrea să stea, o să stau de vorbă. Te-a umplut de câini, te-a umplut părul de... Te-a umplut pisicii. De păr. Să te îmbolnăvească. Părul de câini nu mai iasă boala aia. Ce zici la sportarul ăsta aici, eu îl mut dincolo. Ar trebui să-l mut dincolo pe colț. De ce? E mai bine așa. E mai bine aici, cu bucătăria. Bucătăria aici, a nas. Hai, patroane, că nu mai e. Ce zici? Nu, nu, nu e bine. Îl pun apoi. Ăsta l-am șterg deja. Unde l-ai șters? Că uite ce... Așa că eu m-am sculat de dimineață, mamă. Păi cât e ceas acum? E 12. Da. Da, e de când m-am sculat. L-am dat cu două, trei feluri. Trebuie să ies eu. L-am dat cu spirit, l-am dat cu ăla, cu toate alea. Dar de ce ai dat colțarul cu spirit patroane? O țâră, o țâră. Ca să-mi lasă să ia gândaci. L-ai dezinfectat. A. Da. Aici sunt gândaci, aici, în cartierul ăsta. Da, voi duce la baie, nu aici. Că sunt gândaci. Mm-hmm. Și ai dezinfectat tot acum cu, pentru gândaci. Aici. Bravo. Așa se face. Am văzut că ai luat și niște spray-uri pentru gândaci. Păi da, să moară cu gândaci. Dar să dăm acum, când plecăm, că pe urmă nu e voie cum stăm noi. Aici. Murim noi, că mă răgândaci. Ai văzut la Timișoara ce-a făcut aia cu gândaci? Nu. Filma aia de a muri oamenii, copii. Chiar n-am văzut. A dus o firmă să facă curat. Și a murit oamenii, copii. Da. Mă omoară fanii tăi, iar spun că de ce te-am pus să faci curat patru ani? Ce să faci? Cred că vrea să fac eu. Eu trebuia să fac pe aici. Ei, cum să faci? Eu plec și trebuie să-l las curat aici. Dar trebuie și acolo, mai sub aia, sub canapeaua aia. Mă mut, îl fac tot așa. Nu aia, asta albă. Care? Asta. Păi, dar deci l-am dat acolo. Sub ea, n-ai văzut. N-ai dat sub ea. Nu mi-am dat, l-am dat înainte, sub aici. Mă, mă, nu mă, faci tu, mă, încăjești, deci mă încăjești. Păi nu, patroană. Păi eu nu știu. Dar cu ce să facă, trebuie... Acolo ăsta e lung de mine. Să nu cazi. Hău, dai cu el jos, că l-ai laptopul meu. Șapte ai lăsat pe aici. Da. Ești bun aici să lasă pe masă? Acolo, acolo mi-a trebuit. Hai. Îmi trebuia mie. Uite. Cine ia eu masa asta? Păi cu mine, patroare. Asta e și o șterci, mare. Hai, șterge-o că e cu mine. Atâta bun mai lua de aici. Băi, un țușul ăsta nu trebuie să-l arunci, uite, să-l aduni într-o cutiuță. Nu e voie. Banii pe jos, să zici și câți bani ori de bani. Da. Uite aici, tata mea, s-a adunat, m-a adunat. Am spălat vasele, că nu puteai sculat. Să filmez. Ce dai pe aia? Pe
să fii prima dată cu spirit, să ia microfon. Păi acum am văzut că nu pe ei da cu nimic. Hai? Dă-i acum cu soluție ca lumea. Mama, m-am spui tu, uite că podul ăsta trebuie să tai din el. Da, o să tai din el când mergi acasă. Ai și tu soluție de asta la străhaia? Că eu n-am văzut să ai. De asta eu? Cum n-am soluție acasă? Mă, mamă, tu nu vezi ce facem noi acasă? Dacă nu stai să vezi. Deci, prieteni, vedeți ce mi-a făcut aici? Mi-a spălat aragazul. Mi-a făcut curățenie aici, vedeți vasele? Unde mi l-a pus? Bine, asta urmează să-l mai spele farfuria asta mică. Da, vedeți? Deci, vedeți ce mi-a făcut? Mi-a spălat. Dar, mamă, trebuia spălată și mobila asta de bucătărie. S-o știe la urmă. Da? Da, uite, și asta parcă e ceva pe ea. O șterg, că n-am șterșul. Mm-hmm. Uitați, mi-a șters canapeaua asta. M-a șters canapeaua ca la cartea aia. A șters și masa asta. Foarte bine, patroană. Mi-ai făcut curat acum. Uite, mamă, ce se ia, vezi? Ce e pe ea? Da. Cum dați numai deasupra. Trebuie să o curățăm, patroană, bine? Păi da, uite, și picioarele aia și tot. Păi lasă-te, nu-mi te mai... Dar păi ce vrei să faci? Uite, ce mai pe mătură. Uite pe mătură negreală. De ce era aici? Să te mănâncă gândași. Păi și n-ai pus aia care a venit aici să șteargă? Lasă-mă, patroana, care a venit aia, dar trebuie să faci copiești cumva. Copiești aia, de ce? Nu, trebuie să faci iară să te scânți ca să vină Dana. Că Dana mă ajută aici, a face curat, are Dana grijă de mine. Dana are pisici, mamă. Dana are grijă de mine, patroana. Pisici, mamă. Ce pisici? Nu, lasă câinii, patroana, nu mai îi spune așa. Ar trebui să faci cumva... Să o aducem pe Dana înapoi aici. Pe bune. Dana, doamne. Nu poți să faci niște descântece să o aducem pe Dana. Ce descântece? Descântece. Ce mi-ai șters patroana? Lectomul. Ce? Lectomul. Eu vreau să o odinesc, o țără, că mă doare picioarele. Pe odinesc ce patroana? Păi da. Să o odinesc un pic. Dar scaunul ăsta l-ai șters? Nu l-am șters. Am dat eu cu spir pe el aseară. Au. Au. Ce rău, patroană? Nu mi-e rău, dar e cald aici, în apartament. Și ce facem atunci? Hai. Că ar trebui să plecăm, să nu mai stăm. Păi dacă nu se asculară, nu vezi și tu să doarmă, să am venit în bucurie să dormim? Păi ce să face, patroană? Păi bine așa ceva. Doamne ferește. Stai jos puțin, odinește-te. Să pun gunoiul ăsta acolo la ușă. Doamne Dumnezeule. Vedeți ce înseamnă să aduc pe mama la București? Nu, la gunoaie, ăla apară tot. Stai jos, ai zis că ți-e rău. Lasă-mă să stau jos, nu vezi și aici, când mai termin? Păi ce ai stat jos? Să trebuie să plec acasă, să plecăm pe aici. Ai stat jos un minut. Unde-i părasul de aici?
Lasă că-l găsim, îl găsim. Unde să-ți găsesc fărașul patroană eu? Nu e acolo? Patroană, dar cum se dă cu mătura? Pentru toți fanii care se uită la noi. Da. Că poate sunt fani care nu știu să dau cu mătura. De ce? O să fie sigur. Nu știu, să facă curat. Nu trebuie... Le face menajera sau le face părinți. Nu trebuie să luăm gunoi prima dată. Cum nu un gunoi? Unde-i fărată? N-am mai luat atât. Nu, dar e gunoi sau nu? Doamne, dragi nu prieteni. Nu mai găsați fărașul. O fi la tate, camera. Bă, tate! Tate! Uitați, prieteni, gunoi mi-a făcut aici. Mi-a dat fărașul. Hai. Unde-i părașul? Nu vă sculați la ora asta, că e târziu. Hai, scularea! Scularea, că e târziu, e ceasul 12. Unde e părașul? Uitați, prieteni, ce mi-a făcut. În stași aici sunt tainele vechele, vrea să mi le arunce. Am zis să le dăm la niște oameni năcăjiți. Să dăm hainele astea ale mele, care sunt în stași aici. Vedeți, sunt în stași și urmează să le dăm la o familie care are nevoie de ele. Doamne Dumnezeule, uitați cu ce foraș ea. Dacă n-am foraș. Aici la ai făcut curaj, furaș. De acum să te duci să mănânci tu ambuș acolo. Că nu mai faci mâncare. Da? Păi da. Deci nu mai fac mâncare, prieten. O să mănânc, cum auziți, câte un ambuș. La ce să mănânc? Ambuș. Deci să mănânc ambuș la... E aici un tur lângă noi. Păi da, patrone, dar trebuie să-mi dai bani atunci pentru hambuș. Păi da, mă, nu știu ce un hambuș și un hambuș de ăla e 30 de lei. 100 de mii, văd viața. Cum 100 de mii? Păi eu mă duc 100 de mii la... 500 de mii, dacă e prea mult. Păi da, dar 500 de mii odată. Că mănânc de 5 ori pe zi, eu. Nu, mă, doamne, de 5 ori. Da. Dacă vrei să mănânci de 5 ori, să spunem cum să faci. Cum? Ia-i miere. Ia-i miere, ia-i fructe, ia-i astea mandaline, portocale, când îți vine foame, bați câte una în gură, numai carne. Așa trebuie. Așa trebuie, patroană. Da. Așa trebuie. Familor, ștergem ăsta, duracul. Acum șterg și mobila. Șterg, dar nu pot ajunge. Până unde ajung. Șterge tu până unde ajungi și pe unde nu ajungi, șterg eu. Acum găleata asta aici pe aragaz ce e? Hai? Găleata asta roșie, ce e în ea? E unde am adus mulăcări de acasă, lasă-o. Ați o iei înapoi? Păi da. Vedeți, prieteni, își ia sculele înapoi, patroana. Păi da, ca să-i mai pun murători. Nu pot să ai rouă. Lasă că ajung eu, patroana, acolo. Lasă că mai fac și eu când pleci tu. Când pleci, tu mai fac și eu.
gata, ajunge, patroane, ajunge. Bă, bine, cu la ce? Că nu sunt goange de alea pe aici, dacă sunt goange, cad. Păi da. Gata. Ai văzut tu la televizor că sunt ațiși și ai văzut în baie? Baia. E frică să nu ne mănânce goangele, prieteni. Dacă nu faci curat, îi mănâncă goangele. Ne mănâncă coangele dacă nu facem, nu? Păi da. Chiar ai făcut cura mai bine cum fac doamnele de la curățenie. Că eu aici, prieteni, am două doamne care vin și fac curățenie în fiecare zi. Dar totuși noi mai facem mâncare, mai facem alea, dar... Ce să faci, patroane? Facem habul. Prietene, îmi cerem scuze că nu vorbește patroana mai tare, pentru că totul este real și nu avem la variere. Obosesc. Și obosește patroana ca să poată să vorbească tare. Păi da. Gata, patroane, las-o. E gata, mamă, că trebuie să șterg bine. Doamne, Dumnezeu. E gata. Păi te mai aprești tu mult, lasă-mă. Ce să fac? Lasă că o să spăl eu, o să vină doamnele mâine. De la curățenie, dar ea nu pleacă de aici până nu vede cura, prieteni, vedeți? O, cum adică? Să las mizdar. Mai odinești un pic, ai obosit. Patroana e obosit. Vedeți, prieteni, mașina de spălat este încorporată în mobila asta de bucătărie. Vedeți? Aici am mașina de spălat. Și calcă mașina asta. Vedeți? Aici le uscă, le calcă hainele, tot, tot ce vrei. Deci așa. Gata, patroane, ajunge. Ce, mă obosești unde ești, acolo? Serios am obosit. Să-l lași curat? Păi da. Să duc pe Olga să-ți facă curat aici. Păi că vine Olga, nu vezi că nu vine. Vine săptămâna viitoare. Hmm? Vine. Păi pe Olga nu mai am unde s-o pus să doarmă, patroană. Doarmă și ea pe colțar acolo, dacă... E doarme și pe jos. Nu mai cer. Îi dau un loc aici pe colțar, vedeți, prieteni? Îi dau și eu un loc pe colțar aici. Dar nu se combină. Păi vedeți că nu vrea să vină. Ea nu stă decât în condiții bune. Știe că e de muncă aici. Da, de-aia nu vine. Și-a dat și mașina de spălat un pic. Pe unde patroane acum speli tu și mașina de spălat? Da. Vedeți, prieteni, stimați prieteni, mi-a făcut curățenie mama, patroana de la Strehaia. Mama, nu facem numai mâncare, știm și curățenie. Păi da, patroane, dar uite că e greu. Că zice lumea că e... Că știm că faci. Dar problema e serios, mie îmi pare rău chiar că, uite, mi-ai făcut tu curat acum. Și dacă vine Dana, uite cum găsește curat. Dar nu mai stă la oraș.
Ce faci, patron, acolo? Parcă ai șters aragazul de dimineață. Să mă șterg. Ai aruncat-o? Păi da. Laveta, deci care a făcut cu ea, cu laveta respectivă, a aruncat-o, prieten. Ce faci acum? Schimb pe jos. Am băgat tratant. Ce ai băgat? Oangele, tratant. Tratant? Tratant. De tratant sau tratant? Tratant, apa tare, ca bitiun. Da? Păi da. Ai băgat ca să omoare goangele. Să omoare goangele de aici. Păi uite, dacă e goangă de acolo, pe acolo umblă. Păi da. Doamne, 4 ani, m-am săturat eu cât am stat să filmez. Mai e de muncă, mai e. Mai e de muncă, Mai e de muncă, mamă. Cât mai e 4 ani? Mai e. Doamne, 4 ani, mult mai e de muncă. Mai e de muncă. Hai că s-a făcut târziu, când mai pleci. La biserică, aia e treaba. Da, la biserică și 12 și ceva ceas. La patroană? Ai ceva la tine de aia ca să-mi lași? Ce să dăt, mă? Măcar că să nu audă copiii. Că ce? Copiii dorm acum. Pe unul ăla la mine, mamă. Pe cum n-ai patroană cu unul de ăla la tine? Măcar un galben, n-ai? N-am, n-am. De ce? N-am, mă, că n-am. Păi vrei să mor aceea la București, patroană? Cu ce? N-ai mâncat în fide. Nu, atunci vin și eu cu tine acasă ca să-mi dai unul, măcar. Unu, doi. De unde, mamă, că am datorii? Lasă datoriile, patroană, trebuie să-mi dai și mie să mănânc unu, doi. Un galben, doi. Un galben e aproape 50 de milioane, prieteni. Și îmi dă doi galbeni, 100 de milioane. Trebuie, patroană, să-mi dai și mie aici, că vezi cum e viața de scumpă aici la București. Nu mai stai aici, vii acasă. Cum vin acasă? Vii când ai treabă. Lasă-mă, patroane, nu mă nebuni la cap. Pe bune nu mă nebuni la cap. Cum să vin când am treaba asta? Înseamnă să nu mai stau aici? Tu de-aia mi-ai făcut curat să-l dau apartamentul prin mine? Nu. De serios? Nu, vreau să mă. Cum să vin când am treaba? Păi nu trebuie să dăm și cu mătura pe aici, patroane? Acum ai hodinești. Da. Îți place acum cum făcui. Îți place cum făcui acum? Da, patroană, îmi place. Dă-te cu ăla. Chiar de pe jos, lucește, prieteni. Cu soțul n-a lucit. Vedeți cum lucește? Pe unde mi-a făcut patroana, dar oricum mai durează. Până face... Și partea asta. Cură la tot. Acum urmează și partea asta. Mai târziu mai revenim. Păi da, mai târziu, dar mai spune-le ceva la prieten aici. Mai târziu mai reveniți, acum să mă odinesc. Nu, spune la prieten că o să închid live-ul. Dar, da, l-închid. Dar, patroană, spune și mie dacă merg, nu, dacă merg acasă. Îmi dai și mie 2-3 de aia? De unde am să-ți dau? Îmi trebuie vreo 4-5 îmi trebuie. Am datorii, lasă-mă, mă bătiți. Păi am și eu datorii, trebuie să plătim. Patroane, trebuie să plătim hainele. Numai haina ta de blană trebuie să plătesc 2000 de euro. Lasă-mă, mamă, lasă, nu mai comenta cu de dimineață, îmi faci la păi am de plătit 30.000 la haine. Lasă-le plătim, tratat așa. 30.000 de euro la haine. Nu am bani, lasă-mă, nu mai spunem acum. Panilor, bună ziua și mai revenim când mă duc la biserică. Bună ziua și vă mulțumim să ne urmăriți, Leo de la Străhaia și patroana de la Străhaia. Dar la ce? Stai puțin. Gata, stau puțin. Mă pun să ordinez un pic, lasă-mă.
Păi stai puțin, așa. Păi stai, patroane, dai la mine în dormitor, pune-te acolo, în pala mine. Nu mai dorm pe canapea aici, aici am dormit de când am venit, pe canapea, panelor. Păi și de ce dormi? Te odinești un pic. Ora să lăsă să odinească, prieteni. Da. Acum se odinește patroana. Da. Vedeți ce mizerie a făcut în casă? Deci a făcut mizerie. Eu am făcut. Nu, nu, ai făcut curat, patroana, prieteni. Eu am făcut mizerie. Tu păi faci ca porcul. Tu faci ca porcul mizerie. Păi ai făcut mâncare ieri și da, e mizerie. Păi dacă ceri mâncare, nu te duci să mănânci ambuș. Du-te la ambuș, acolo, ți-ai fructe, ți-ai o mare, mănânci o mare când se poate, nu se poate o cală. Nu mai carne. Păi n-am bani, patroana, că trebuie bani da, toate alea. Când ai bani, prăpădești. Serios, trebuie bani. Când ai bani, ai luat șampanie, vin, tu ești om de șampanie, de vin. Am zis să fie în casă, patroane. Să fie în casă ca să beai și tu. Am făcut și eu ca furărâi aia, nu? Ca bătâna aia lui Neamărin. Eu acasă nu l-am dat bijen de vin și n-am adus din cauza să nu bei. Dar nu înțelegi, nu-ți mai adun nici carne de porc de acum. Păi nu mai, că nu mai mănânc. Gata, de acum te pui pe carne de vită și de pasăre, fără porc, deloc. Iar toată carnea aduc acasă din frigider. Am auzit că vrea să vină și Ianca de la Strehaia să stea cu mine aici. Dacă vrea să vină. E mare plăcere să vină. Păi așa am auzit, că vrea să vină să stea cu mine da, la București. Da, o să merg pe ea acum. De-aia fac curaj și o să merg pe ea să vină. A, o trimis pe Ianca? Mai da, spune-le ceva la prieteni. Dacă nu dorme cu tine în cameră, unde dorme? Pe canapea? Păi cum să dorme pe canapea? Dorme în cameră. Cu cine? Da. Cu ce împaci cu ea să dorme? Ba da, patrona, mă împac cu ea. Hai, o trimit aici, să văd, vine. O trimit? Da. Deci, prieteni, patrona mi-o trimite pe Ianca de la Strehaia să stea cu mine aici în apartament. O să vă arătăm data viitoare cum o să fie. Da, o să doarmă cu mine în dormitor. Da? O să vrea da. Să dormă patrona. Păi da, să dormă cu mine în dormitor. Bine, prieteni, vă pupăm. Hai și vă lăsăm. La mulți ani, vă pupăm.